fața experiența ta din America de Sud, de la Buenos Aires? A fost o experiență foarte frumoasă, unică în același timp, cu un rezultat, pot spune, cel mai bun rezultat al meu de până acum și mă bucur foarte mult că am avut această experiență. Clubul sportiv al Armatei Steaua ți-a acordat recent titlul de speranță anului 2018. Ce reprezintă pentru tine această distincție? Este o motivare în plus pentru mine și m-am bucurat foarte mult să mă aflu acolo și să primesc acest premiu. Cum ai ajuns să practici tenisul de masă? Dintr-o întâmplare, eram la grădiniță și a venit antrenorul să facă selecție de fete și am fost și eu aleasă de el printr-o invitație și de atunci am început și așa am și continuat. Care este partea unui antrenament care nu-ți place deloc? Nu, cred că există o parte care să nu-mi placă. Sau mai puțin? Chiar nu știu. Cât de des schimb fețele unei palete? Cam la 3-4 săptămâni. Asta depinde și de cât de multe concursuri am și cât de des mă antrenez. Știu că porți la mâna stângă mai multe brățări. Care este motivul pentru care le porți? Pentru că semnifică fiecare ceva pentru mine și îmi place să le port. Cum te motivezi după un meci pierdut sau după o competiție la care nu ți-ai atins obiectivul? Știu că nu este capăt de lume dacă pierd un meci sau nu am un rezultat foarte bun la o competiție și știu că trebuie să muncesc și mai mult ca să pot câștiga la următoarea competiție. Care este visul tău ca și sportiv? Să ajung prima dată la o olimpiadă de seniori, să câștig și acolo o medalie. Ce pasiune ai? Ce faci în timpul liber? Citesc și mă plimb, ies cu prietenii. Unde îți vei petrece sărbătorile de iarnă? O să merg acasă, n-am mai fost chiar de mult timp acasă, mai ales de că m-am mutat în București, o să prefer să stau acasă de sărbători. Ce îți propui de la anul competițional 2019? În primul rând să intru în lotul de senioare, mai ales că de la anul o să fiu senioară și să aduc cât mai multe rezultate bune.